Mulțumesc, stimată doamnă, pentru cuvintele dumneavoastră frumoase. Mulțumesc domnului Ivan Muntean pentru mesajul de felicitare adresat României. Apreciem foarte mult prezența dumneavoastră aici și vă dorim o seară frumoasă alături de noi. Дякую за ваші теплі слова, дякую за ваше побажання і бажаємо вам гарний вечір. Дякую. Вельмишановна генеральний консул, шановні присутні, сьогодні раді привітати всіх з національним святом, Днем Румунії. І наші народи мають дуже багато спільного в історії, в культурі, мають багато віків стосунків, і хочу побажати нашим народам успіху. Я впевнений, що і румунський, і український народ чекає велике майбутнє і всього самого найкращого нашим народам. Mult stimată doamnă consul general, stimați participanți, doresc în seara aceasta să vă felicit din partea Consiliului Orășenesc. Popoarele noastre au o istorie multiseculară, foarte multe lucruri avem în comun, de aceea cu siguranță și în continuare aceste relații se vor dezvolta. Excelența dumneavoastră, doamnă consul general, domnul ministru, consilier, onorată asistență, dragii noștri etnici români de pe oaspeți, dragi domnul senator, domnul Nicolae, oficialități din România, dragă ucrainomovnă громада Буковини, представницька влада, виконавча влада, керівники сил, творчі колективи, громадські діячі. Honorată asistență, permiteți-mi și mie din partea mea personală, din partea familiei mele, să vă aducem sincere mulțumiri și felicitări cu această frumoasă sărbătoare. Sărbătoarea Zilei Naționale României și cu centenarul 100 de ani, care sărbătorim acum zilele acestea, întreaga Românie, care este și patria mamă pentru mai bine de 500.000 de etnici români care populează Ucraina, locuiesc în Ucraina. Și totodată noi ne mândrim și suntem foarte bucuroși de ceea ce se petrece acum în această țară frumoasă europeană sub numele România. Dragă bucovinscă spinotă, dragă громадо, я щиро вітаю вас і нас вітаю, і всю румунську спільноту з цим великим святом. Цими днями вся Велика Румунія і український народ також саме, етнічні румуни, які проживають на території України, вони солідарні з державою Румунія, яка створилася як велика європейська країна сьогодні. Румунія подівората трекут кайфарті алівойосі, ші муц, фічорші фічі Румунія, căzut în lupte, pus capetele pentru a face această țară, a furi această țară minunată. Mulți au proslăvit-o prin cânte și prin balade. De aceea și noi, cei care suntem aici, pe acest pământ, bucovinean, care trăiește în Maramureș, care trăiește în Basarabia de Sud, între Vistul și Buc, la Kiev, la fel, suntem solidari, suntem sinceri, recunoscători pentru tot ce faceți dumneavoastră și pentru Ucraina. Дорогий румунський народи, ми дякуємо вам за те, що ви робите для нас, для України. Ми, етнічні румуни, солідарні з вами і готові разом з вами, святкуємо разом з вами ці історичні події, які відбуваються сьогодні у вас. Румуни, які проживають і на Буковині, і в Мармароші, і в Південній Буковині, ті, що проживають між Дністром і Бугом, ті, що проживають в Києві, вони всі солідарними і всі підтримують Румунію, яка утворилася за 100 років як велика, могутня, європейська, сучасна країна. Сунтєм рекурскаторші, сінчерему цю мірі, адучим дім партія Раді Супремі,
și trec poporul ucrainean, României, pentru susținerea care ne-a acordat și ne acordă pentru statul ucrainean. Această etapă foarte complicată pentru noi și vă aducem un sincer mulțumesc. Încă o dată, cu respect față de România, cu sărbătoarea, cu centenarul și fiți pilde și fiți cu adevărat această țărășoară România cu minunate tradiții, obiceiuri, cu minunate tradiții de combatere a corupției, cu minunate tradiții și obiceiuri de a conduce un adevărat stat european. Noi ne mândrim cei etnici români că avem alături așa un vecin care permanent putem, la care putem permanent să ne adresăm pentru susținere și vă mulțumim că suntem recunoscători. Ми дякуємо Румунії і румунам за цю лепту, яку вони зробили для України, що в 2014 році вони підтримали Україну в найважчі часи. За це ми їм вдячні і надіємося на подальшу підтримку. Постійно ми будемо поруч, ми пишаємося, і етнічні румуни України пишаємося такою країною, як сучасна Румунія, сучасна європейська країна. Їм подати 5-4. Мусумєнську респект вас для того. Дякую всім.